rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Comunei Târgu Trotuș. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Târgu Trotuș, conform anexei 1 de la prezenta hotărâre, prin suplimentări de credite bugetare și virări de credite bugetare. Prezenta hotărâre va fi atacată la Tribunalul Bacău. Cine se înscrie la... Mai este cineva? O să întreb pe doamna contabilă să ne spună ce bani am primit și unde s-au dus banii. Vreau să știu exact. Nu s-a arătat aici. Cheltuieli, evidențe, buget rectificat. Doamnă, eu știu să citesc, da? Deci vreau frumos dumneavoastră să mai știu foarte bine să citesc, da? Deci vreau să-mi spună doamna contabilă exact cu subiect și predicat cum îți duc banii. 5 milioane la domnul Sfârlea, 3 milioane la mine. Și am zis, a făcut o paranteză, scris. Unde se duc banii, doamnă? Prima problemă. Și a doua problemă, toți suntem la, la buget. Unii cetățeni din Comuna Târgu Trotuș vor să știe cât a costat marea îngropare în Târgu Trotuș. Că în unele străzi s-au ridicat, în altele s-au lăsat, a venit cu așa, s-au pus stradii balast pe unele străzi. Vreau să știu, v-am spus și ieri, cât a costat o mașină cu balast. Pentru că se aduc cu firme din altă parte, firmele de la noi nu pot lucra, că ele au păduchi în spate. Celelalte sunt cu portocala pe cap și nici lucrează. Vă rog frumos. Discutăm acum despre rectificarea bugetului local. Da? Da. Ați întrebat de suma de 431 de lei primită prin hotărâre de guvern, la capitolul 4202, subvenții de la bugetul de stat și pe capitolul de cheltuieli sunt prinși la capitolul 8402, transporturi, conform destinației pentru care au fost primiți. Deci banii unde s-au dus, doamne? Am spus, la capitolul 8402, transportul, drumul și podul. Toți banii se duc 100 de mii de euro numai la transportul, deci să facă picior? 131. Acolo este capitolul de cheltuială, da, capitolul de cheltuială, unde trebuie să prinși. De acolo, din acea sumă, doamne, dați-mi voi, din acea sumă, se duce toată pentru capitolul transporturi, da, drumuri? Care prinde drumul și podul. Drumul și podul. Da, drumul și podul. Acolo toată suma este alocată numai pentru drumul și podul? Da. Pentru că nu poți să-i pui în altă parte. Deci așa, bugetul așa, este structurat pe capitolii de cheltuieli. Bun, la asta vreau sigur. Deci, bun. Unde vreau să-i pun la... Decât cu acei bani, doamnă, cu acei bani, o să înceapă niște lucrări. Asta este important. Vor începe, doamnă, nu mai puțin, nu mai întâlnă atirea. Vor începe niște lucrări. Dumneavoastră, în următoarea ședință, ne veți aduce unde veți din lucru. Care a costat repararea podului de la Tuta, 100 de mii de lei. Extindere gabioane tot pentru apă, pentru cursul râului Trotuș, numai unde. 120 de mii. Se pot aduce în ședință ca să știe și consilierii? Nu, n-am să vă aduc, pentru că datoria mea este să cuprind banii în buget legal. Datoria se cheltuiască ca automatorului de credit. Ce hotărăște automatorul de credit? A, bun, atunci ce cerem domnului. Da. Da. Nu știa spus la adresă. Dar nu ar trebui știu dinainte. Că poate să faci iar un păi, dar de-abia au venit banii, să vedem. Putem vine bun, și denorarea inițiativei care vor fi, nu? Trebuie să fie supus, nu? Sau de unul singur luați decizia. Nu, nu, nu. Dacă se iau de unul singur, nu se luați. A fost, da. Am întrebat bine. Dacă este posibil ca să-și denorai ideea să lucra. Interesul meu este să facem așa pentru banii și să ne ajungă peste tot. Pentru că nu este numai problemă. Deși drumul din Buta. Avem asigurare, avem asigurare că vom ști ce să vă fac. Mai mult deci, deci eu vreau să știu atât începând din următoare. Da? Ca să nu existe probleme, discuții, să se vadă în mod transparent cheltuirea banului public. Da? Mulțumesc frumos. E vorba de podestul de la Vale.
capătul satului, acum avem lire de la chimic, acolo leagă de problemă. Un sector de drum la Vieșoara, drum vicinal de Trutuș, deci ar fi câteva zone unde pleacă banii așa, nu pe anumit segment. Dar sunt și zone unde ar putea să facem noi propriu portul cu caterpillar. De exemplu, se putea lua măsuri fără să primească banii ăștia la tronsonul de la pod până la Prăiță. Estinderea o leagă. Deci, da, dar estinderea asfaltului și așa este pe două forța de a se merge, nu? Aici, de la pod, la noi, la așa? Domnul Petric, eu vă informez că utilajul a stat în permanență pe drum. Deci nu știu dacă a stat. Și acolo, ați văzut că s-a făcut curățenie. Da, dar ne interesează porțiunea aia că dacă se deteriorează, nu mai avem după aia asfaltul nicio formă. Acolo este de un județ, am doamna Montagne? Da. Și primim bani de la județ? Județ. Deci înseamnă că noi vă nu aveam la un loc. Înseamnă că drumul ăla care este la, pe promosorul dumneavoastră, noi de aici nu se poate finanța niciodată. De ce s-a făcut balastru pe zona aia? Nu, din bani e primărie. Aici e vorba de Bogor și de Negheașa de ușor. Păi dacă e cum să iau județul, Negheașa nu știu care județ. Este tot. Am spus că așa fără exemplu ce ne face. E foarte complicat asta, să știi. Mai sunt întrebări? Până mă văd. Cine este? Cine a avut proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului și devenitul și cheltuieli pe anul 2016, da? Cine este pentru? Nu vreți să vă reparați podul? 7, da? Împotrivă? Abține. Domnul Barat, vă rog, când votați? Da, mă dau la informație. Da, da. Deci, o opune, dar nu v-am văzut să abține. Da, să știi. Abține. Să știi. Nu, v-am spus. S-a înțeles. Să înțeles că au venit pregătiți să nu fie de apă. S-a făcut, s-a făcut la școală. Haideți să discutăm, mai să mai face ședință sau nu mai face. Dar probabil o să fie ce să fac. Deci dumneavoastră îmi impuneți ce să votez sau care. Dar zona izvoare. Sau care e regulă? Deci noi am prins banii. Dacă eu consider că eu se dorește să nu se facă nimic, asta se mă duc la să-mi impuneți. Băi, dar nu-i vorba de impus, dar trebuie să ascultăm. Și eu zi asta cu electrificare, să vedem care-i treaba. Deci gândiți-vă cât s-a insistat și în vechea conducere referitor la electrificarea respectivă. Acum dăm cu piciorul. Știți ce aveți în gurile astea? Eu am Nu s-a făcut nimic. Ne-au dus cu zărărele, nu știu de ce. Ba da, s-a fost autorizat.
autorizațiile, încerc lucrările. Doamne, vrea să vină prima uite, domnule, avem autorizația asta pentru asta. Pentru asta. Sunt trei lucrări. Deci, una care este la Sotuș, aici de cimitirul evreiesc. De ce le-a adus în ședință să ne reprezentă? Sunt zona izvoare. Ca să știm pe ce vă spune. Autorizația de proiect, în ce stadiu se află tot. Eu te întreb așa, știi că dacă stați? Nu știu, nu? Păi atunci pentru ce ești primar? Ia spune-mi tu că dacă stați. Păi spun eu, pentru că știu, ai găsut că toată lumea ne-a bunit și eram la școală amândoi, că am fost în conținerea administrației la școală, da? Când a spus primar proiectul de la școală? S-a spus că era până 2 miliarde? Edic, s-a făcut 9 miliarde. Da. Ai văzut 9 miliarde. Poți să dărâm școala în noaptea asta și nu-i spune pentru ești. Păi nu mai era păi nu era altă discuții, știi ce a fost să spun eu? O hoție din față, o apureală. Asta a fost, ne-a apurit. Eu nu gata să termin cu apureală. Ori mergem transparent, ori să va fi transparență în acest Consiliu, ori la revedere. Păi... Dar ce? Am cerut prea mult, am cerut prea mult ca să fie transparență? Dar nu s-a pus problemă. Păi atunci... Păi atunci... Păi... Deci încerc să va merge doar făgașul normal. Aici problema este, problema acum la ora actuală, este să nu pierdem anumite lucruri care trebuie. Nu pierdem. Păi și dacă noi am spus clar, cu subiect și predicat, am vorbit în altă limbă decât în limba noastră maternă, am spus clar, convocăm altă ședință. Care vrea să vină? Bine, care nu vrea să vină? Tot la fel de bine. Deci convocăm altă ședință, să ni se prezinti doar. Da? Până acolo, pentru că lumea care ți-a dat girul, ții și te-a votat, în spețelii, domnului, doamnelor, la fel, trebuie să știi ce se discută aici. Pentru că atâta merge cu subterfugii și cu hoții și cu mânării, aici nu se fac cinețele. Aici se supune la vot, numai suma. Numai suma. Supune suma. Gata. Acolo dăm, acolo luăm. Și dacă nu ești nimic, păi ești gică contra. Și te trebuie să mâine cu aia, când ia toți la rost, că băi, ai votat, dar n-ai votat. Ai votat, dar n-ai votat. Poate să trecem la al treilea punct. Da? Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor în urmă, de secțiune de